Cred că vă dați seama din poză și, și în funcție de medalionul de la gât despre ce vorbesc astăzi, despre horoscopul dragostei. O precizare însă, la horoscopul lunii. Foarte multă lume mi-a scris, de ce nu fac eu o filmare, una pentru toate semnele zodiacale. Ei bine, vă rog să mă credeți că și mie mi-ar conveni, în loc să filmez 12 semne în română și 12 semne în engleză, să fac o filmare, una și una. Dar există anumite reguli de indexare ale YouTube-ului. Există niște ierarhii, cu cât crești mai mult în ierarhie, pretențiile YouTube-ului sunt mai mari și pe bună dreptate. Când devii un influencer, trebuie să te supui. Și iată, regula este să fac horoscoapele astea mari, fiecare câte una, așa încât ne adaptăm când o să dețin eu YouTube-ul, o să fac cum vreau. Până atunci dansăm, cum ne zic ei. Și încă ceva, nu mai repede, deci am avut un live broadcasting sâmbătă noapte, a dispărut. Vă imaginați, vă rog, nu mai scrieți că ce s-a întâmplat și a dispărut, nu l-am șters eu, cor fi hackerii, cor fi YouTube, n-am nicio treabă, nu știu, nu-mi bat capul. Eu am hotărât de acum să fiu în zen, ce filmări rămân, aia e și cu aia defilăm, da? Bun, vă reamintesc că în luna aceasta, că tot începe horoscopul dragostei și sunt convinsă că în dragoste cu toții ne dorim să ne creăm o realitate, nu o fantezie, o realitate cât mai pozitivă. În această lună, pe data de 28 martie, sâmbătă, la ora 12, ora României, va avea loc webinarul olimpian. De data asta vom vorbi despre Mercur. Și tema tratată în webinar este creează-ți realitatea pe care ți-o dorești. Cei care doresc să afle informații și cei care doresc să se înscrie la webinar, îmi scrieți, vă rog, pe adresa, vă aștept cu drag mesajele, contactarond@astrologalexandracoman.com. Și vă dau toate detaliile legate de webinar. Dar, pentru că în webinarul acesta voi trata subiecte foarte importante despre crearea realității, nu astea care le vedeți, stăm și facem afirmația cu abundența, dar pe bune, ce abundență ești că tu ești mor de foame? Da? Deci lasă-mă, deci vom lucra chestiuni serioase. Vreau să îmi scrieți, cei care doriți să participați la webinar, în trei rânduri. Nu îmi scrieți povestea vieții, că nu are nimeni timp să citească când am desortat. În trei rânduri, ce vreți să schimbați în viața voastră, da? Și dacă ceea ce vrei tu să lucrezi în viața ta se pliază pe temele pe care le propun în webinar, atunci te aștept cu drag în el și vei primi detaliile privind înscrierea. Mai am ceva de spus? Nu cred că mai am ceva de spus. contactarond@astrologalexandracoman.com. Încă o dată vă dau adresa. Cei care sunt interesați să participe sau să ia informații, să primească informații despre acest webinar. E un webinar în care prima oară participanții mei vor lucra cot la cot cu mine, vom lucra la exerciții, o să behăim cu toții. Eu am aplicat aceste exerciții și chiar am obținut realitatea pe care mi-o doresc. Chiar am obținut realitatea pe care sunt exemplu viu că poți în viață să faci orice îți dorești. Și cei care mă cunoașteți știți asta. Așa încât chiar poți să înveți de la un om care a aplicat tehnicile hermeneutice și au funcționat. Dar explică-mi ce vrei tu să schimbi în viața ta. Dacă vrei să-ți moară vecinul în chinuri și amanta soțului să chelească,
ai o problemă, n-ai cum să vii la webinarul meu, deci no way. Schimb doar în bine, nu vreau să aud de ăștia care vor să facă rău și să facă nu știu ce. Bun, și iubirea. Unele luni încep cu o mare zgâlțială. Luna februarie a fost una din acele luni când soarele, la începutul lunii, era fără direcție. Și fiind fără direcție, automat ne-a dat totul peste cap. Automat a răsturnat ierarhii, ordine. A schimbat totul cu susul în jos. De data aceasta, luna martie începe foarte frumos. Foarte frumos. Să știți că în analiza horoscopului dragostei am hotărât să introduc și analiza asteroizilor. Până acum nu foloseam asteroizii decât în consultațiile mele particulare, dar acum că s-au cernut mult din subscriberii mei și tot îi cern, e timpul să mergem la next level, la informațional. Și băgăm și asteroizi în analiză, introducem asteroizi în analiză și este o lună în care ne conectăm karmic extrem de profund și intens la experiențele anterioare pe care le-am avut, dacă ești deschis în viețile anterioare, dacă nu crezi în asta, atunci în această viață. Tema de lucru, indiferent de semnul zodiacal din care faci parte, dacă te duci pe zona de dragoste, da? Deci de horoscop al dragostei, tema ta de lucru obligatoriu este alege-te pe tine însăți. Alege-te pe tine însuți. Și oricât de mari ar fi furtunile prin care treci, reține ca să le depășești cu brio. Ascendentul este pe Scorpion, zodia supraviețuirii. Întotdeauna am spus, dacă vine și un război atomic pe planetă, Scorpionul e cel care reușește să supraviețuiască. Ne pregătim pentru unele bârfe și unele șicane, vom vedea ce și cum. Conflictele sunt din partea femeilor, bărbații sunt mai cu minței. Bărbații acum se duc să facă bani, se duc ei să-și rezolve divorțuri, se duc să-și facă partaje, se duc în procese, se duc la sală, se duc să-și caute job. Nu, în această lună, pe horoscopul dragostei, femeile sunt cheia și lacătul universului. Și de acolo pornește mărul discordiei și de acolo se reîntoarce pacea la noi. Este o lună importantă pentru că se produc tranzite speciale. Venus, deci hai să le luăm în ordine cronologică. Pe 4 martie, Mercur intră în semnul vărsătorului, chiar dacă este în retrogradare. Nu are importanță. Planeta comunicării, a mentalului, a strategiilor intră într-un semn în care învață lecția libertății. Apoi Venus pe 5 martie intră în semnul Taurului, în semnul ei zodiacal. O să fim frumoase, o să fim senzuale și o să mai câștige unele doamne în greutate. Dacă ești născută în semnul zodiacal al Taurului sau ai ascendentul pe Taur, Fecioare sau ai ascendentul pe Fecioară, Capricorn sau ai ascendentul pe Capricorn, deci marcajele de pământ, astea câștigă kilograme, nu multe, dar le pun. Dar știi care e partea faină? Că ai să arăți foarte bine. Venus în Taur e voluptoasă, niciodată n-ai să vezi în Taur o Venus slabă, că Venus ține de iubire, de amor, de sexualitate
Nimeni nu vrea în pat, o schijă, nu-i așa? Și, bineînțeles, nimeni nu vrea în pat nici să se lăbărțeze cineva foarte gras, nu? Dar, în orice caz, venusiana adevărată este cu forme. Iar apoi vine Saturn, care intră și el temporar până la vară în semnul vărsătorului, după data de 22. Ce se întâmplă în această lună în care, uitați câte lucruri importante, Venus intră în zodia ei, că Venus, pentru că Venus guvernează Taurul și Balanța, Saturn și Mercur cochetează cu vărsătorul. Păi învățăm să facem ce dorim, să ne trăim viața, să simțim lucrurile în plinătatea lor. Este vorba despre sentimente și emoții pe care până acum nu le-am exprimat și pe care de acum încolo le vom exprima. Este despre a decide și a hotărâ conștient să trăiești viața pe care ți-o dorești. Și să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Balanța, dragostea și luna martie. În primul rând, acest horoscop nu este pentru cei care au ascendentul sau luna natală în semnul balanței. Numărul 2, vecinii mei aici la birou unde filmez, se mută și își bat rafturi și fac nebunie, așa încât îmi pare rău la balanță. Nu știu și la celelalte semne zodiacale ce se va întâmpla, dar au început să bată, iar eu nu am cum să opresc filmarea pentru că bate cineva, trebuie să vă furnizez horoscopul. Așa încât nu-i vina mea dacă e zgomot. Dar să ne ocupăm de horoscopul dragostei pentru balanță și am spus că în horoscop am introdus de data aceasta și analiza asteroizilor pentru că dau o imagine mult mai complexă hărții. Și am o veste interesantă pentru voi, mai ales pentru balanțele care trec prin niște conflicte în dragoste, care trec prin niște probleme relaționale. Juno este asteroidul căsătorii. Joacă un rol important în hărțile noastre pentru că ne indică tiparul de soț sau soție, mai degrabă de soț, pe care îl atragem. La soție sunt mai multe elemente. De data aceasta este retrograd Juno și în semnul tău zodiacal și face niște aspecte stresante. Cu Jupiter, ia să mai vedem cu cine face, cu Jupiter și cu Pluton. Bun, duduie. Luna martie, până pe un 16 martie, dacă ai probleme relaționale, vezi că e cam timpul să le închei. Și când Juno în retrogradare, întotdeauna o planetă retrograd aduce lecții, ne vindecă, dar ne și trage de urechi și pe urmă ne vindecă, cam asta e stilul. Face un aspect stresant cu Pluton, moarte, renaștere și transformare. Atunci eu ți-aș sugera să încetezi să te mai întrebi de ce ți se întâmplă și să pui mâna și să-ți rezolvi problema. Pentru că dacă balanța întotdeauna oscilează, deci balanța întotdeauna oscilează într-un mare fel, în luarea unor decizii, că lucrurile nu funcționează așa cum trebuie. Și oscilațiile astea nu te ajută la nimic, pentru că dacă sunt conflicte în relația ta, ele nu se rezolvă. Poți să te duci la mama psihologilor, la toate terapiile ezoterice din lume, trebuie să conștientizezi că uneori dai peste oameni nepotriviți. Și mai degrabă ar trebui să lucrezi la mentalul tău și la sufletul tău, să nu mai dai peste ăștia, să când îi vezi să fugi țipând, să fugi pe partea cealaltă a străzii, nu să încerci să-i salvezi, nu să încerci să-i înțelegi, nu să încerci să le găsești justificări pentru măgăriile lor. Deci, vezi că până pe 16 martie, dacă ești într-un cuplu care are probleme, pentru că există și balanțele alea norocoase care sunt
ok, sunt în regulă, se împacă bine cu partenerul lor, felicitări. Voi sunteți ferite de această problemă. Dar dacă ești într-un cuplu care scârție până pe 16 martie, să adun toate dovezile, toate argumentele, toate faptele și motivele și mobilul fapte, da? Pentru a pune odată punct povești. Și ca prietenos, rezolvă-ți până pe 22 martie. Pentru că dacă nu rezolvi, dacă nu faci primii pași între 16 și 22 martie, nu te văd prea bine când Saturn o să intre în Vărsător, pentru că Saturn nu are emoții, nu are sentimente. El o să-ți dea peste cap până când ai să pricepi. Dacă ești într-o relație în care lucrurile funcționează bine, vedeți că voi ca și cuplu s-ar putea să rupeți prietenia cu niște amici sau să se ajungă la finalul unei prietenii, nu-i neapărat nevoie să vă certați. Poate oamenii ăia pleacă în altă țară, poate voi plecați în altă parte. Deci e undeva o rupere într-o zonă de cuplu, de prieteni, de amici. Dacă ești o balanță singură, până pe 16 martie stai departe de orice și oricine și ocupă-te de tine, biblește-te, admiră-te, fă lucruri minunate pentru tine. Dar nu intra într-o relație, nu flirta cu nimeni, stai blând, știi cum se spune, șezi blând, așa zic și ție, pentru că n-ai nevoie de astfel de aspecte și gândește-te că oamenii pe care îi întâlnești, dar acesta este între 1 martie și 16 martie avertismentul. Există momente când universul îți aduce oameni karmici care ar putea să-ți dea niște lecții de viață, dar dacă ești avertizat că oamenii ăștia o să te ardă bine cu biciu când intră în viața ta și dacă ți s-ar spune că știi că există și alte metode să înveți asta, nu trebuie neapărat să o iei peste cap, atunci ține cont de această sugestie, pentru că din punct de vedere astrologic nu e bine dacă ești o balanță singură să intri în relație până pe 16 martie. După 16 martie ai liber la tot ce dorești. Între 16 martie și 22 martie, balanțele, indiferent dacă sunt într-o relație sau nu, devin hipnotice, devin puternice, sunt fascinante. Veți lucra foarte mult la voi, la atitudine, la stil, la prezentare, la înfățișare și veți reuși fie să vă ridicați standardul relației, să lucrați la ea, să o îmbunătățiți, fie reușiți să atrageți pe cineva cu care să puteți începe o relație viabilă după 22 martie. Ce vă avertizez? Începând cu data de 5 martie, fertilitatea crește la balanțe. Ne bucurăm dacă vreți copii, suntem prudenți dacă nu vreți copii. Balanța, ca ultimă informație pentru analiza zodiei tale, are mari șanse să întâlnească sau să intre într-o poveste de iubire. Fie cu un partener de afaceri, fie cu un coleg de serviciu sau o colegă de serviciu, în cazul în care ești bărbat, balanță. O să fie întâi o să fie o persoană cu care la început o să aveți o dispută verbală sau cu care o să vă jucați mental, după care intrați voi în relație și încep niște lucruri interesante, va fi o relație foarte neobișnuită. Ori explorezi latura sexualității dintr-o altă perspectivă, încerci lucruri noi, nu știu, na, vezi și tu. Sau mentalul acestui nou partener va fi atât de diferit de al tău, încât o să-ți arate o altă dimensiune a vieții. Poți rămâne cu persoana, nu poți rămâne, depinde foarte mult, sunt N factori. Momentan ești la capitolul tatonări. Dar ce-ar fi dacă ai explorat puțin și latura aceasta, hai să vedem cum e și altfel, hai să vedem cum e în loc să umbli în blugi, să ne punem rochiță. Da, să vedem cum o fi. Explorează. Nu uita că ai tot, oricând dorești tu, ai potențialul să te retragi din poveste.
Cam acestea au fost previziunile dragostei pentru luna martie, pentru semnul tău zodiacal. Îți mulțumesc că ai urmărit această filmare. Nu uita să dai like, share dacă ți-a plăcut. Îți reamintesc, pe 28 martie are loc webinarul olimpian dedicat planetei Mercur cu tematica Creează-ți realitatea pozitivă pe care ți-o dorești. Dacă vrei detalii, informații sau să participi la acest webinar, trimite-ne un e-mail pe adresa contactarondastrologalexandracoman.com cu 3 rânduri maxim în care să menționezi de ce dorești să îți schimbi realitatea sau ce dorești să schimbi la realitatea în care trăiești acum. Iar dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări, cu următoarele mele videouri, nu uita să apeși butonul subscribe. Să ai o primăvară superbă, luna martie să-ți aducă împlinire și liniște în suflet, în dragoste, și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!